Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Să vedem pentru iubire, prieteni, familie, viață privată, viața profesională sau financiară, iar în final vedem surpriza pentru tine din momentul în care tu ai intrat pe această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem. Ok, a început citirea. Bun. La baza pachetului avem un 3 de băte, eremitul, 10 de cupe. Bun. Deci în momentul de față se pare că fie ai foarte multe activități de făcut și atunci te-ai gândit să îți organizezi lucrurile mult mai bine, da? De la o oră la alta, de la o zi la alta. Și ce mai văd aici este o persoană înțeleaptă din familia ta sau o persoană care are o anumită experiență de viață din cercul tău de prieteni sau din apropierea sufletului tău și această persoană, să știi că îți poate da niște sfaturi foarte bune. Pe de altă parte, văd aici un drum scurt pe care urmează să îl faci, dar și niște planuri pe care tu le ai. Ok, avem cavalerul de monede în plan personal, deci aici poate să fie o perioadă de rutină, poate într-o relație sau poate este vorba despre o prietenie care este foarte serioasă, este foarte stabilă. Mai văd aici și un drum pe care tu îl ai de făcut în interes financiar, deci poate mergi la cumpărături sau poate aștepți pe cineva să-ți vină în vizită pentru a te ajuta. Ce mai văd aici este că în momentul de față tu dai dovadă de foarte multă seriozitate. Mai văd și o energie a unei persoane în jurul vârstei de 35 de ani. Este o persoană sigură pe ea, muncitoare, dar este și o persoană pentru care planul financiar, deci banii, sunt destul de importanți. Bun. Însă, următorul mesaj, cavalerul de cupe. Foarte frumos! Cavalerul de cupe spune despre o ofertă pe care tu o poți primi aici, parte de dragoste, poate pentru unii este vorba despre o invitație, da? Este o invitație foarte plăcută, este o invitație de la o persoană dragă, poate cine știe cunoști pe cineva sau este o persoană aici care ar vrea să facă un drum către tine, ar vrea să te cunoască mai bine. Mai văd și o prietenie care se poate transforma în iubire în viitorul apropiat. Poate îți vine în casă o persoană sufletistă sau te duci tu undeva. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând cu acest cavaler de monede. Ce vrea să spună? Ok. Aici, pentru unii, văd că în momentul de față vă concentrați foarte mult pe planul material. Se pare că acesta are o importanță mult mai mare. Da? Văd aici o persoană care e puțin supărată în legătură cu niște minciuni, în legătură cu o problemă de sănătate, în legătură cu o persoană care, uite, n-a fost extraordinar de sinceră. Ia să vedem. Este o persoană căreia aici parcă îi pare rău în legătură cu o întâlnire. Hai să vedem cavalerul de cupe. Este o persoană romantică, este o persoană dornică să iubească, dar pentru unii, așa cum am zis, poate să însemne și o întâlnire cu o persoană foarte dragă sufletului. Da? E, aici cavalerul ăsta de cupe, nu știu, avem așa o femeie căsătorită sau o femeie care are o responsabilitate și o inamică. Unii, nu știu, puteți să vă întâlniți cu o persoană dragă vouă și care să vă spună că, nu știu, are niște probleme în casă, în familie, ceva de genul acesta. Da? Dar mai văd și o femeie matură, asumată, care
știu, parcă e matură, dar în același timp parcă nu, cum să zic eu, parcă nu e foarte realistă. Da? Este cineva care mereu stă în gardă. Ia să vedem. Ce vrea cavalerul ăsta de cupe? Uite, aici au o scrisoare pe care o primești de la cavalerul ăsta de cupe. Este o scrisoare în legătură cu o problemă foarte mare pe care omul ăsta o are. Ia să mai vedem încă o carte. Mai văd și o femeie, da? E ca și cum persoana asta spune, uite, nu vrei să te ajut cu ceva, nu vrei să-ți fac un serviciu. Da, mai vreau o carte. Deci, poate cavalerul ăsta de cupe e îndrăgostit de ideea de iubire și, nu știu, poate umblă prin mai multe părți. Ia uite, deci e cu dragoste. Deci cineva aici îți declară dragoste. Dar uite, văd totuși un sfârșit. Poate e vreo persoană din trecut care se întoarce. Sau ți-am zis, poate afli de un prieten, de cineva că are probleme. Avem aici Regina de Spade. Este o persoană, poate în zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Mai văd aici și faptul că în acest moment lucrurile sunt foarte clare pentru tine, din punct de vedere profesional. Poate chiar apare o veste extraordinar de bună pentru tine, de la o instituție publică sau de la o companie. Apoi avem diavolul, o legătură cu un capricorn. Deci, ce văd aici este că tu urmează să te eliberezi de ceva toxic. Poate să fie aici și o perioadă în care te vei concentra foarte mult pe zona financiară. Dar, în același timp, văd eu că parcă primești un răspuns favorabil. Unii e posibil să luptați aici cu toate forțele pentru o anumită pasiune pe care o aveți, dar în același timp văd și pe cineva care încearcă să profite de o situație în care se află, da? Se află. Hai să vedem Regina de Spade ce spune. Niște bani pe care îi primești sau un răspuns pozitiv pe care l-ai primit în legătură cu o instituție. Este ceva ce ai sperat foarte mult, dar este și un moment în care eu simt că tu te respecti foarte mult și îți dai seama cine ești cu adevărat. E o persoană care stă aici și gândește, analizează o situație. Poate este o muncă intelectuală pe care o faci, da? Aici ce văd? Aici văd o veste din zona medicală care poate să vină, dar pentru unii ceva aș recomanda eu. Poate ar fi bine să nu exagerați aici cu munca sau să încercați să vă odihniți dacă ieși și simțiți nevoia. Da? Știu, urmează să stai mult pe scaun, urmează să lucrezi la ceva, să faci ceva. Unii parcă trebuie să mergeți la medic, da? Și sunteți stresați aici. Ia să mai vedem încă o carte. Un prieten. Deci aici, uite, este cineva care îți dă o veste bună în legătură cu o ieșire dintr-un blocaj, da? Are legătură, nu știu, cu un contract, cu o colaborare. Și să vedem surpriza pentru tine, Regina de Monede și Regina de Cupe. Wow! Surpriza vine de la două femei, două prietene. Sau surpriza ține atât de planul financiar cât și de planul emoțional. Pentru unii poate fi o surpriză legată de zona sănătății, da? Dar nu văd să fie ceva rău. Poate e o problemă, da? Nu știu, feminină sau poate e ceva legat de două persoane. Văd aici o legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn și zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Aici văd o femeie sigură pe ea, stabilă din punct de vedere financiar. Este o femeie darnică, este o femeie care gătește mult, este o femeie care se respectă mult, căreia îi plac banii, căreia îi plac lucrurile astea materiale și cealaltă femeie este foarte sensibilă, este foarte blândă, dulce, iubitoare, este o persoană visătoare, poate ușor naivă. Deci cumva două persoane diferite. Acum poate fi și laturile tale ca și femeie.
Deci surpriza e cu două regine. Ia să vedem noi ce-i cu regina de monede. Poate este o victorie, o bucurie mare. Regina de monede. Ia uite, este o persoană puțin geloasă, da, aici. O persoană puțin falsă, cineva care are niște probleme, da? Poate are niște obsesii sau, nu știu, poate este o persoană care e mințită sau a fost mințită. Inamicul. Deci, regina asta de monede, nu știu, se simte mințită sau își apără foarte mult imperiul, da, regatul acolo. Poate să fie și un hoț aici, deci ia fiți voi atenți și pe zona aceasta financiară. Este o regină de monede puțin geloasă sau cineva care are niște probleme, da? Hai să vedem, regina de cupe. Deliranti, deci. Parcă e o întâlnire între două femei, o discuție. Și uite, avem aici un bărbat matur sau este un bărbat asumat, este un bărbat care e cumva la nivel mare, poate este un șef, poate este părintele tău, poate este o persoană pe care o respecti, da? Însă, ți-am zis, fie surpriza este o problemă medicală sau o problemă de sănătate, nu știu, a unui bărbat important, da? Sau o veste care apare din partea unei instituții cu nume masculin. Doar că ideea e că mie mi-apare că e cu noroc pentru tine. Deci e cu noroc pentru tine toată povestea, e cu abundență. Hai să vedem ce spune și tarotul meu cu surpriza asta, că e tare interesant. Deci două regine, poate nu știu, să zic că te întâlnești cu o prietenă și ai niște discuții și aia se plânge, îți spune că nu știu ce a pățit la muncă, că nu știu cine a trădat-o. Hai să vedem încă o carte, da? Care e surpriza, că e interesant ce e aici. Surpriza are legătură cu niște noutăți la drum lung. O casă, o casă străină, cineva care pleacă la drum lung, o persoană plăcută și dragoste sinceră. Deci surpriza este o discuție pe care o ai, poate cu o femeie din casa ta, din familia ta, în legătură cu o poveste de dragoste sau în legătură cu o situație apropiată de sufletul tău. Ia să vedem. Cartea centrală o vreau. Cartea centrală, uite, e o veste bună. E o veste bună. Cineva aici, uite, îți transmită că a luat niște hotărâri pe termen lung. Sau poate este o rudă, o prietenă de la drum care îți dă o veste bună. Este o veste destul de interesantă. Mai vreau o carte. O persoană vicleană și o bucurie mare. Na. Aici poate afli o veste despre o persoană vicleană. Este o persoană inteligentă, poate. Și o pagubă a cuiva. Ia să vedem noi. Surpriza, uite, poate avea legătură cu o iubire din trecut. Avem un bărbat tânăr, cineva care conduce, cineva care face sport sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. Deci, despre asta e vestea asta. Deci era o carte amestecată pe aici și o voi lua. Nebunul. Și nu cred. Aici surpriza este absolut fantastică. Deci tu vei afla o veste, poate despre cineva care are niște probleme. Pasiune, chimie. Cineva care se întoarce din trecutul tău. Dar întâlnirea asta cu reginele astea e absolut fantastică. Bun, deci
Aici mai avem așa, o schimbare, sinceritate, un mesaj, surpriză, justiție, documente și transformare. Deci unii, nu știu, puteți să auziți de o persoană că semnează un contract, pentru alții poate avea legătură cu o veste sinceră pe care o primiți privind o hotărâre a cuiva. Da? Și surpriza este o transformare aici mare care apare. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile. Și dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi canalului. Funcție gratuită și total diferită de funcția alătură, de n-au legătură una cu alta. Funcția alătură te este dacă vrei să mulțumești, dacă vrei să-mi susții activitatea, te invit cu drag. Dacă nu, mulțumesc. Deci nu e neapărat nevoie, cum simți tu. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribui videoclipurile, pentru că acest lucru mă ajută pe mine foarte mult și este un semn de mulțumire din partea ta și este ceva gratuit ce poți să faci. Îți mulțumesc încă o dată, te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.